Poți să și zâmbești? Nu mă să zici zâmbit. Zâmbit tip da, buz. Macarini de semină, tanti jeni. Inerakame de sărimit natinej. Ce te-a făcut ultima dată să râzi în hohote? Dacă toți suntem aici, pentru că s-a întâmplat exact aici în studio, vreau să spuneți înainte dacă puteți cenzura, puteți pune un bip de alea, da? Da, puteți. Ok, eram foarte obosită, am avut un eveniment în satul mare, nu dormisem aproape toată noaptea, eram în emisie și trebuia să anunț invitații care vin a doua zi la matinal. Și printre ei, să număr asta, să am grijă să nu o comit din nou, artistul Daniel Iordă Chioaie. Opa! Fiind foarte obosită, am spus că urmează să vină la matinal Daniel Iordă Oaie. Ok, dacă ar fi să trăiești într-un roman, așa, care ar fi el? 50 Shades of Grey. De ce mi-ar plăcea Bianca Drăgușan? Hai să zic de ce mi-ar plăcea mie, vrei? Te rog. E un singur lucru care îmi place foarte mult la Bianca Drăgușan. Victor Slav. Dacă ai fi obligată, efectiv obligată, adică ar fi vorba de viață și de moarte. Da, așa. Și ar trebui să alegi între a sări cu parașuta sau o faceți cu fundări într-o cușcă printre rechini. Aoleu. Trebuie neapărat să aleg? Da. Să sar cu parașuta. Fie. Madalina. Aș vrea să-mi spui un bărbat, nu că m-ar interesa pe mine, dar știi ce mult contează pentru telespectatoarele noastre, fetele care se uită pe internet la noi, să-mi zici un bărbat care sărută mișto de tot. Să dau un nume? Nu da. Pot. Sau nu, dă-mi un indiciu. Fostul meu prieten. E o persoană publică? Nu pot să mai spun nimic. Eu sper că la următoarea întrebare să nu răspuns cu fosta mea prietenă. Dar spune-mi o femeie care sărută foarte bine. Katy Perry. A făcut și o piesă pe chestia asta, deci mă gândesc că da. Ai zis pe Girl and I Like. Mai nu știu, n-am sărutat niciodată o femeie. Ai timp, ce vei face fără mine? Ce m-aș face fără tine? Ne cunoaștem încă de pe coridoarele liceului și având în vedere că azi mâine se fac 10 ani de când am terminat liceul, sunt mulți, așa. Am fost și colegi în Cluj-Napoca. Fără tine, fără tine, deja mă duc cu gândul la o manea. Cred că aș pierde un prieten, un medieșan adevărat. Și dacă n-ai mai fi tu, ce postări aș mai citi eu pe Facebook despre dragoste, despre viață, despre cât de bună e cafeaua? Și cine m-ar mai învăța pe mine să folosesc Snapchat-ul? Mă promis. Dodo. Dacă zahărul și lăpticul e pentru cafea, atunci rujul e pentru? Ești emoționată? Ai stat mult până ați compus aceste întrebări? Nu, mi-a venit direct. Pentru buze ucigătoare. Ce muzică asculta Dan Capitan de Fly? Aoleu, când l-am studiat noi pe Dan Capitan de Fly? Cred că în top 40. În top 40? Din câte mi-amintesc, era un bătrân care s-a luptat și a murit așa cu demnitate în Moldova. Deci, așa îl cheamă Play, adică ar da Play, Play la orice, nu? Da. Ar asculta Zdob și Zdob, măi, fiind în Moldova. Și fiind scris de Vasile Alexandria, ar asculta DJ Vasile! Da, și Carla Dreams. Și Carla Dreams, mă, și Mihail, că și Mihail e din Moldova. Cea mai tare locație din lumea asta, când vine vorba de o vacanță perfectă. Unde vrei tu să mergi? New York. În New York? Și acum trebuie ai mai fost? Nu, dar am mai vrut. Ce nu ai face sub nicio formă în Mediaș? Scuba diving printre rechini. Dar în schimb, l-aș asfalta. Se tot vin alegerile. Asfalta. Gheorghe sau Grig? Când am venit la Pro FM, prima emisie, omul care m-a ajutat să deschid pentru prima dată microfonul a fost Grig. Da, el mi-a făcut botezul, ca să spun așa. Pe Andrei îl cunosc doar de 2 ani, de când s-a întors aici la casa lui Pro FM. Salut, Andrei! N-am cum să aleg doar unul, nu, sunt amândoi. Super oameni, super oameni de radio, super matinali. Amândoi, Grig și Gheorghe. Pe cine ar trebui să invite Macarenii în următoarea ediție? Mai dacă e liber, pe Chelu. Bine sau pa? Ori bine, ori pa, dar niciodată bine pa. Suntem pe un circuit autoprofesionist la Academia Titi Aur.
Dodo cu Mădălina sunt în spatele meu în mașină și ghici ce? Urmează rubrica Întrebarea în viteză. Mădălina, suntem într-un Audi RS4. Așa. Avem doar vreo 450 de cai putere. Oh, frumoși. Frumoși și drăguți, roșii. Facem întrebarea în viteză. Ok. Eu îți adresez o întrebare, da, iar tu o să-mi răspunzi. Mă pregătesc. Pe o accelerație puternică de la 0 la 100 de km pe oră. Care e cel mai nasol obicei pe care îl poate avea un bărbat? 1 2 3 și să se scopească în nas de față cu o femeie. Nu e frumos. Frână. Sper că nu facem duble. Nu.